Numărul cazurilor de COVID-19 a început să crească alarmant. Spitalele încep să fie pline din nou și doar în ultima săptămână, ca să vă faceți o idee, au fost confirmate oficial peste 11.000 de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2. Doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balș din Capitală, e în direct cu noi și încercăm, domnule Marinescu, bună dimineața, să explicăm aceste cifre și să aflăm tot ce e important despre aceste noi infecții. În primul rând, confirmați această informație și din interiorul spitalului. Ați primit mai mulți pacienți și care este starea lor? Bună dimineața! Da, e o creștere, aș numi o constantă și nu e de o săptămână, ci de cel puțin o lună. E un număr categoric mai mare. Noi avem aproximativ 100 de prezentări în fiecare zi. E vorba de pacienți care sunt confirmați cu COVID. Din fericire, celelalte sunt forme ușoare, adică cel puțin 80% sunt pacienți care sunt monitorizați acasă, numai evaluării, iar cei 20%, cei care se internează, nu sunt neapărat cazurile grave. Adică trebuie să reținem faptul că aceste subvariante pe care le avem acum și care țin tot de Omicron, dau în general forme ușoare. Situația în care cineva ajunge în terapie intensivă este o situație rară, nu înseamnă că e imposibilă. Ce ar trebui să reținem este că subvarianta legată de Omicron, vorbim în primul rând de Eris, este răspunzătoare de această creștere, nu doar în România. Spuneați că sunt spitalele pline, eu cred că vorbim de o patologie infecțioasă, nu doar de COVID. Adică la noi, la Matei Balș, întotdeauna spitalul a fost plin și în momentul în care ai de internat câteva zeci de pacienți cu COVID, pe 24 de ore, sigur că e o presiune mai mare. Revin la informația pe care ne-ați dat-o, că 20% la dumneavoastră sunt internați dintre cei infectați. Nu e vorba neapărat de cazuri grave, ci de persoane care sunt considerate vulnerabile, poate din cauza altor afecțiuni sau a vârstei? Absolut. Sau sunt copii mici pe care vrei să-i urmărești o perioadă de timp prin internare. Sunt în general persoane care nu rămân cu sechele. Sigur că sunt și excepții, sunt și pacienți care ajung în terapie. Dar la noi în terapie, în momentul de față, cei mai mulți sunt pacienți care nu au COVID. Domnule doctor, cei care sunt COVID sunt rari. Vă rog un răspuns foarte scurt la final, însă e foarte important. Care sunt simptomele pe scurt la care ar trebui să fim atenți acum? Poate că nu ne vom simți rău, e o subvariantă care nu ne afectează grav, dar e important să știm, să ne testăm și să nu îi îmbolnăvim pe alții. Da, fără discuție că nu sunt simptome total diferite. Seamănă cu viroze de multe ori, poate că începe cu durere de gât, cu febră, cu stare modificată. De fiecare dată când putem ne testăm, tocmai pentru că vrem să ne izolăm și să nu creăm focare. Mulțumesc tare mult, domnule doctor, pentru aceste clarificări și explicații la știrile.